Firma care a câștigat licitația pentru anveloparea primelor trei blocuri din Craiova a demarat deja lucrările. Primul bloc pe care s-a pus chela este blocul M24. În acest prim lot vor fi reabilitate și blocurile M13 și M15B. Două blocuri sunt cu 4 niveluri, iar cel de-al treilea cu 10 niveluri. Constructorul se va ocupa de placarea fațadelor și pereților perimetrali, de schimbarea tâmplăriei și izolarea terasei și planșeului de la subsol. Se va placa toată fațada, se va reface total terasa și tot demisol, planșeul de peste subsol și toți pereții perimetrali se vor placa de asemenea cu termosistem de 10. Cum veți proceda acolo unde este deja izolat? Unde este izolat, doar se schimbă culoarea, adică se face tot blocul într-o culoare. Deci rămâne polistirenul vechi? Da, în zonele în care este deja polistiren, rămâne polistiren vechi. De asemenea, unde tâmplăria deja este din termopan, rămâne. Noi schimbăm doar apartamentele care nu au. Proprietarii au fost foarte receptivi, ne ajută, deci avem toate condițiile de a ne încadra în termenul de execuție, prevăzut în contract. La rândul lor, reprezentanții proprietarilor spun că așteaptă de aproape un an să înceapă lucrările și că au făcut tot ce a ținut de ei pentru completarea documentației necesare proiectului. Ne-am zbătut să facem tot ce trebuie pentru a ne încadra în timpii pe care ne-a cerut primăria. Termenul pentru finalizarea lucrărilor este de 3 luni la blocurile cu 4 niveluri și de 5 luni la blocul cu 10 niveluri.